Unirea cea mare nu ar fi fost așa cum au visat-o înaintea și fără actul de la 27 martie. Atunci această provincie românească și-a proclamat unirea cu România. Momentul a fost reliefat în cursul dimineții în cadrul unei expoziții de fotografie inaugurată la Colegiul Național Ion Minulescu. Manifestările organizate de Ziua Basarabiei au continuat cu o expoziție ce a reunit peste 80 de lucrări ale unor artiști basarabeni intitulată sugestiv Basarabia ofrandă tricolorului vernisată la Galeria Artis a Muzeului Județean. În foc vom intra, venim, vom lua pentru idealul național. Este o expoziție datorată a 8 artiști plastici basarabeni, care are un nume, spun eu, extraordinar de frumos, ofrandă tricolorului Basarabia, în care încercăm să, să evidențiem contribuția artelor plastice basarabene la ceea ce înseamnă arta plastică românească. Mult am meditat la felul ce trebuie să expunem și de fapt am rămas nu la o tematică, că suntem artiști într-o fel sau în altul hai să zicem, da, formați și am zis să venim cu niște lucrări de autor reprezentative, atât. Ziua dedicată Basarabiei s-a încheiat cu un spectacol folcloric extraordinar în cadrul căruia artiștii ansamblului profesionist Doina Oltului au trezit în publicul prezent puternice sentimente patriotice prin cântecele interpretate de doi artiști din Basarabia și respectiv Bucovina, Nicu Mâță și Ilie Caras. Spectacolul găzduit de Centrul Cultural Eugen Ionescu a urmat unui moment artistic organizat de Școala Populară de Artă și Muzică, cu sprijinul tarafului Mitel Drăgulin din Morunglav. Manifestările dedicate unirii Basarabiei cu România, care au debutat duminică, se vor încheia mâine.